Salutare, vă băieți! Am mers, venit la o detecție cu de metale pe biciclete și nevastă mea în fața acolo, echipată corespunzător de biciclete. Eu nu mi-am luat cască și de-astea că am o grămadă oricum de căcaturi pe mine, lopată, detector, apă, niște bere. Oricum pe ăsta ce aproape a trecut. Cretinul, drag. Și am scăpat de aglomerație, bă, băieți. Hai să vedem ce găsim astăzi. Frumusețe pe aici. Aer curat, detecție. Frumos. Salutare, bă, băieți. Cum vă ziceam, am venit cu nevastă mea cu bicicletele la detecție. Acum câteva zile am găsit din nou două drachme din alea dacice. Să vedem ce vom găsi acum în pădurea de argint. E mare, mereu zici că vă am dat-o pe toată sau mă rog colțul ăsta de pădure și mereu câte mai apare câte o surpriză frumoasă. Bun, am ajuns aproape la locație. Revenim cu prima groapă. Fraților, prima monedăuță. Uitați-vă, băieți, aici. Prima gropiță. Cât este de frumos. Un leu, cred că este de argint. Prima dată când găsesc așa. Prima groapă. Din păcate nu focalizează ăsta, mernicul ăsta. Foarte bine. Uite aici. Frumușel, mai încolo un pic am găsit leutul ăla de argint. Ia să vedem. Poate e ceva așa, da? Să punem și noi direct o gropiță. Ia să vedem. Ok, a ieșit afară. Cred că am găsit ceva. Vino cu acincea. Nevastă. Unde naiba s-a dus? A, uite-l aici. Apropiem-te un pic cu camera. Uite aici. A, am găsit un nasture din ala de... Uite, frumos de militar. Așa, stai să vedem că chiar am văzut să-i scoatem pământul, să vedem dacă mai are și urechea aia. Că găsim un bețigaș. Chiar văzusem pe grup, întreba cineva, că erau niște însemne de artilerie. Urechea intactă. Filmează aici, scumpă doamnă. Uite aici, se văd însemnele de două ceva, nu știu. Două puști sau nu cred. Mă rog, deci militar, întreg, foarte bine. Fraților, a doua groapă, cu noroc, da? Prima bănuțul ăla, acum a doua cu nasturile astea, foarte frumos. Continuăm. Ei, și o moneduțică. E frumoasă, ia să o spălăm un pic, ne mai vedem și la față. Salutare, mă, băieți. Sper că mă vedeți. Vino la detecție.
două monede până acum, un năstorel, doar câteva, cinci, poate, gropi săpate. E plăcut afară, bate un pic vântul, înnorat, dar nu e frig, nu e cald. A venit toamna, o veți, din păcate. Nu avem ce să facem, să schimbăm, e cursul firesc. La moneda asta, nu știu, apare o stemă greu de identificat, nu știu ce să spun, că e regalistă, 5 lei, și pe față nu știu cine e bossul, adică normal. Stai că se curăță. Un pic așa, să vedem. Deteriorat oricum. Da, se vede un cap, dar foarte, foarte deteriorat. Nu o să mai insist. Haideți să vă arăt. Na, asta cu 5 lei. Și pe partea asta se vede un cap, o să mă uit. Dacă găsești ceva, vă arăt. Frumoasă, în orice caz. Glonțișor, îl filmez, că uite cum să iese de aici. E ascuțit. Trebuia să filmezi și un glonț, nu? Gata, o vezi cu detecția de astăzi. O detecție scurtă, am găsit câteva lucruri. Am tot schimbat locurile, dar nu pot să stau mai mult. Na, sunt și cu nevastă mea. Ne suim acum pe biciclete și mergem către casă. Mulțumesc mult că v-ați uitat, nu uitați să vă abonați și dacă vă abonați, dați și un click pe clopoțelul ăla să primiți notificări atunci când postez un clip nou. Mulțumesc încă o dată și pe data viitoare!